Bun găsit! Acesta este Info Altfel, un jurnal de știri altfel, așa că sper că veți avea răbdare cu mine, cu un like și subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iată despre ce va fi vorba. O nouă achiziție pentru mănăstireni. Bilanțul subfilialei cult eroilor Mănăstirea Cașe. Mausoleu al eroilor la Mănăstirea Cașe. Discoteca 2000. Sănătate prin sport. La Mănăstirea Cașin, încet, încet, încep să se materializeze munca din ultimii ani. Un prim proiect, iată că a ajuns în linie dreaptă. Achiziția autogrederului, mult râfnit, a ajuns în sfârșit la Mănăstirea Cașin. Acesta a fost realizat prin fonduri europene AFIR. Un proiect foarte important pentru noi mănăstirenii, având în vedere necesitatea reparării drumurilor comunale, astăzi a fost finalizat. Am citat din postarea doamnei primar Adriana Ainache, de pe pagina oficială a primăriei. Acest autogreder va fi folosit la refacerea tuturor drumurilor comunale ce nu pot fi asfaltate. Toate aceste proiecte din fonduri europene înseamnă timp și muncă, având în vedere că acest proiect a fost început în anul 2021. Stimați cetățeni, suntem conștienți de starea de degradare a drumurilor, de aceea în viitorul apropiat vom ajunge cu utilajul nostru pe fiecare drum care necesită intervenții. Mulțumim pentru înțelegere. Am concluzionat doamna primar inginer Adriana Ainache. 19 martie 2023 a fost o zi de bilanț la subfiliala Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. În prezența unui număr considerabil de oficialități, precum Dănuț Voicu, președintele filialei Cultul Eroilor Bacău, alături de alți membri din conducere, Cătălin Gabriel Dima, președintele subfilialei Mănăstirea Cașin, Liviu Rusu, vicepreședinte, inginer Adriana Ainache, primar Mănăstirea Cașin, Geru Nicolae Zgăvârdici, viceprimar, Jenica Apostol, general în rezervă și mulți alții. Bineînțeles, nu a lipsit cunoscuta realizatoare de la Acum TV, Dana Lungu, membră și dânsa în subfilială. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național al României și imnului eroilor. După cuvântul de deschidere rostit de primarul comunei, inginer Adriana Ainache, președintele subfilialei, inginer Cătălin Dima, a prezentat ordinea de zi a ședinței și bilanțul cu principalele activități desfășurate de subfiliala Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin în cursul anului 2022. Într-o atmosferă extrem de plăcută s-a discutat despre ce a făcut această subfilială în primul său an de activitate, dar și ce urmează să se facă. Așa că printre proiectele de viitor se află și următorul subiect. Mausoleu al eroilor la Mănăstirea Cașin. Membrii subfilialei Cultul Eroilor din Mănăstirea Cașin și-au mai propus un proiect măreț, respectiv realizarea unui mausoleu al eroilor căzuți pe câmpurile de luptă de pe Valea Cașinului. Unul precum cel de la Soveja, ridicat în 1923-1929, care va fi construit din piatră cu un osuar și un muzeu și va fi amplasat pe câmpul Scutarul. Am pornit cu această dorință de la un document din 1920, care este un apel oficial făcut de un comitet de inițiativă fruntaș din satul Mănăstirea Cașin pentru ridicarea unui monument al eroilor căzuți pe frontul Mănăstirea Cașin. Putem construi acum mausoleul care să fie o emblemă a întregii zone în care ne aflăm, Văile Cașinului, Oituzului, Trotușului și Slănicului, pentru că aici nu există niciunul, pe când în Vrancea sunt patru, a spus în adunare inginer Cătălin Gabriel Dima, președintele subfilialei Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. Cu mândrie pot spune că pagina publică Mănăstirea Cașin Live a fost prima care a deschis interesul pe care îl oferă internetul în promovarea acestor meleaguri mioritice numite Mănăstirea Cașin. Mulțumesc cu respect tuturor și pentru că Mănăstirea Cașin Live și acest canal, unde apropo vă invit să folosiți butonul de like și să vă abonați, e gratis, nu costă nimic, și ca prim promotor în online a acestor meleaguri și a tinerilor mănăstire, vă invit după festivalul de la începutul anului, One Night in Buciaș, de la Scutaru, la un nou eveniment marca DJ George Aldea și Music Channel, Discoteca 2000.
pe 16 și 17 aprilie 2023 la Căminul Cultural din Mănăstirea Cașin, un concept nou pentru această comună, ce te duce cu gândul în anii 2000 la casetele de muzică veche, la un training cu echipa de fotbal favorită, la un mileu și un pește pe televizor. Muzica unei generații ce nu se va mai întoarce niciodată. O petrecere în care hiturile anilor 80 revin în prezent cu rafinamentul a trei tineri mănăstireni, George Aldea, Andrei Geană, Ionuț Tălpău, alături de alți invitați într-un show de amintiri și atmosferă a acelei generații. Așadar, duminică și luni, în prima și a doua zi de Paști, la Căminul Cultural din Mănăstirea Cașin, se petrece cu hituri de acum 20-30 de ani într-o atmosferă retro. Pentru rezervări aveți în descriere un link unde vă puteți cumpăra bilet. Și ultimul moment este rezervat sportul. Și dar dacă anul trecut pagina Mănăstirea Cașin Live v-a oferit live-urile tuturor meciurilor susținute de echipa Bradul Mănăstirea Cașin, anul acesta este rândul acestui canal. Așadar, sper că voi reuși să ajung la toate deplasările echipei. Așa că haideți la meci și fiți alături de echipa Bradul Mănăstirea Cașin.